Una dintre legendele muzicii clasice, atât din România cât și de peste hotare la nivel mondial, Marina Krilovici, este un nume cu răsunet. Spuneți-mi cum se simte Marina Krilovici în România după atâta vreme. Știu că viața dumneavoastră în prezent se desfășoară mai mult pe alte meridiane ale planetei. România rămâne patria mea. România, Bucureștiul, rămâne orașul unde m-am născut, unde am studiat, unde am foarte mulți prieteni, unde am foarte, foarte multe amintiri. Și întotdeauna revin cu plăcere. Știu că dumneavoastră sunteți din partea mamei grecoaică, din partea tatălui de origine germană. Da. În perioada dinainte de 89, de căderea comunismului, câte piedici ați avut de întâmpinat din cauza acestui lucru? Cum era viața dumneavoastră la debutul în cariera de sopran? Am debutat foarte, foarte tânără. Am debutat după multe greutăți, m-am repetat de multe ori în interviuri cu acest lucru, dar am avut foarte multe greutăți, piedici, până să reușesc să devin Marina Krilovici, să știe lumea că există și că am talent aici în București. N-am intrat, cu toate că am fost numită după aceea marele talent al României și marea voce a României, care de altfel a fost recunoscută pe urmă și internațional. Eu n-am intrat 2 ani la rând la conservator, am fost admisă în al treilea an, pe motiv că nu aveam origine socială sănătoasă și, intrând după multe greutăți în al treilea an, am fost persecutată îngrozitor de oarecare persoană care era profesoară în conservator și care a distrus foarte multe cariere și multe voci și pe care a încercat să mă distrugă și pe mine, dar n-a reușit. Dar în momentul când am reușit, a fost ca o bombă care a explodat. Mi s-a oferit totul. Dintr-o dată o admirație nemaipomenită, dintr-o dată aclamată, dintr-o dată la operă, dintr-o dată trimeasă la premii internaționale pe care le-am câștigat. A fost mai mult decât acombrant, ceva splendid. Dacă vorbim de primele apariții pe scenă, ce vă aduceți aminte din acea perioadă? Ce vă încânta? Care era provocarea atunci pentru Marina Krilovici? Farmecul a fost că făceam ceva fascinant. Într-adevăr, scena și opera și muzica și să ajung să înțeleg, pentru că inițial nu am vrut așa de mult să devin cântăreață de operă, îmi plăcea mai mult muzica pop. Ăsta era idealul meu, dar în fine, la insistențele tuturor care îmi spunea vai de ce talent, vai de ce voce, am făcut acest lucru și bineînțeles că văzând că oameni de mare renume cântau cu mine, se uitau la mine, mă admirau, publicul mă ovaționa, e un lucru fermecător și unic pe care nu-l voi uita niciodată. Nu s-a lăsat așteptat nici succesul internațional. Știu că ați performat pe scene de renume, dacă vorbim, nu știu, de Metropolitan Opera din New York, Covent Garden la Londra, Roma, Berlin, Paris, Lisabona, München și lista poate continua la nesfârșit. Din toată această serie, care amintiri, nu știu, v-au rămas mai apropiate de sufletul dumneavoastră? Am fost fascinată de publicul american. Debutul meu la Metropolitan rămâne de neuitat. Am debutat în primul rând cu o operă pe care o ador, Butterfly. Tocmai atunci am realizat și că eram însărcinată cu primul copil, cu băiatul meu Constantin. E toate aceste lucruri mi-au încărcat sufletul cu o căldură și cu cât am cântat, cu atâta dragoste, cu atâta sensibilitate acest rol, am reușit, lucru care se spunea mereu critici, că eu totuși fiind înaltă și corpulent, o femeie, mă rog, așa, reușeam în acest rol să devin mică, minusculă și adevărata butterfly. Ei bine, în acea seară am reușit totul și asta și să-i fac pe american și publicul de acolo să ovaționeze, să se ridice în picioare și când am spus fraza ei torna e mama, adică el se va întoarce și mă iubește, a fost deliriu și acum mi se face pielea măciucă gândindu-mă la această clipă. Oh.
De-a lungul carierei dumneavoastră v-ați luptat vreodată cu prejudecățile oamenilor din afara granițelor vis-a-vis de faptul că sunteți româncă? Nu, ba din contra. Româncele au o reputație de femei foarte frumoase și mi se spunea la rumen, Marina Crilovici în Franța și așa, adică nu m-am jenat, m-am mândrit. Și am avut și cealaltă parte, care, fiind de origine și greacă, cu Maria Callas, mi-o lipeau pe Maria Callas și era și asta ceva flatant. Cred și sper că dacă vor fi apreciați just acei care merită, elita va reapărea în România, pentru că, într-adevăr, a existat o elită. Eu sunt produsul unei elite de atunci. Și Școala Românească de Canto, prin câțiva dintre noi, ca Ileana Cotrubaș, ca Viorica Cortez, ca Crăsnaru, ca Neli Miricioiu, ca foarte mulți alții, ca astăzi Angela Gheorghiu, care briază, Școala de Canto a fost foarte, foarte cunoscută și a lăsat mari urme în viața muzicală internațională. Alături de dumneavoastră pe scenă, i-ați avut parteneri, printre alții, pe numai puțin cunoscuții Placido Domingo, Luciano Pavarotti, José Carreras sau Costas Pascalis, care ulterior a devenit și soțul dumneavoastră. Cum a fost să interpretați în fața publicului alături de adevărate legende? Din aceștia, bineînțeles că vă spun despre cei care i-ați enumerat. Bineînțeles că cu soțul meu, Costas Pascalis, care a fost un bariton extraordinar și extraordinar mai ales prin prezența lui scenică. Și atunci când ai un partener care și joacă și exprimă prin personalitatea lui rolul respectiv, îți este mult mai ușor și să cânți. De asemenea, Placido, cred că nu există soprană care să nu spună că este cel mai formidabil partener. Când îți spunea în Tosca, se bella la mia Tosca, sau orice cuvânt îl credea, îl exprima în ochi și te făcea să scoți si bemolurile și dourile mult mai ușor. Au încercat acești distinși domni vreodată să vă curteze, să vă facă declarații, pentru că multă lume v-a considerat una dintre cele mai frumoase cântărețe de operă. Am fost foarte curtată, de ce să mint? De aceea am rezistat până la Costas Pascalis, cu care m-am căsătorit și cu care am făcut o familie și doi copii, da. Fiind una dintre cele mai solicitate și cele mai cunoscute soprane la nivel mondial, Marina Crilovici a hotărât la un moment dat să îmbrățișeze cariera de mamă. Cum s-a împăcat acest lucru cu solicitările operelor, teatrelor din întreaga lume? Eu am iubit enorm și iubesc viața. Viața cu toate laturile ei. Viața cu greșeli, viața cu prostii, viața cu, da, cu regrete. Și de aceea, la un moment dat, eu n-aș fi conceput o viață fără copii, o viață să fac numai vocalize, să călătoresc în continuu, să câștig foarte mulți bani, să fac discuri. Este o viață și asta, care e foarte interesantă, dar care mie, pe mine, numai
umplut total. Și atunci am decis să fac o familie, să fac copii. M-am comportat ca o mamă. La început, cât am putut, luam copiii cu mine. I-am luat la New York, i-am luat la Strasburg, i-am luat în Italia, i-am luat la Paris, i-am luat la Viena, erau tot timpul cu mine, erau și în culise. Însă, totuși, viața se schimbă. Și pentru mine, primordialul au fost copiii mei. Am continuat, bineînțeles, cariera și carieră internațională, dar poate n-am făcut sumul de ceea ce puteam eu să fac ca Marina Crilovici cântăreață. N-am continuat drumul acel ultra-glorios pe care îl începusem. Însă nu regret. Uitându-mă înapoi, sunt mândră de ceea ce am făcut, sunt foarte liniștită, sunt foarte mulțumită și trecutul meu este curat și îmi dă forță. Știu că alături de Costas aveți doi copii, pe Constantin și pe Alexandra. Ce puteți să ne spuneți despre ei? Ce cariere au îmbrățișat? Amândoi au fost foarte talentați la muzică. Bineînțeles că ne-am forțat să educăm muzical, lecții de pian, lecții de nu știu ce, dar nu prea le plăcea și la un moment dat i-am lăsat în pace. Fata însă are o voce superbă, ea cântă jazz, a făcut lecții cu mine, iar băiatul meu a studiat cinematografie, tot în artă. M-au urmărit spectacole, ne-au admirat, dar i-am lăsat să facă ceea ce vor, pentru că am și considerat că din două nume foarte mari și doi foarte mari cântăreți, nu e bine să iasă o mediocritate sau ceva de clasa a doua. A fost, nu știu, dificil să mențineți o familie strâns legată, pentru că deja vorbim de foarte mulți ani, între doi artiști care, după cum spunea și dumneavoastră, iubiți viața. Sunt convins că au existat de-a lungul timpului și probleme. Cum ați depășit? La un moment dat, în viața mea de soție și de femeie căsătorită cu Costas, cu care a fost o dragoste imensă și un respect extraordinar din ambele părți, au existat probleme. Problemele de zi cu zi sunt cele care uzează o căsnicie. Nu a existat nici gelozii pentru carieră, sau de zi cu zi, lucruri mici. Și la un moment dat, de comun acord, ne-am despărțit. Da. Însă, cu toate astea, nici el, nici eu nu ne-am refăcut viața. Și când la un moment dat Costas, asta a fost prin anul 2000, s-a îmbolnăvit de o boală cam nenorocită, eu am fost prima pe care a anunțat-o, mi-a dat un telefon și mi-a spus, iar eu am fost lângă el până în ultima clipă. El a trăit încă 6 ani caritativ în picioare, copiii au fost și ei lângă și copiii consider că au luat de la mine o... Ei sigur că au fost traumatizați când ne-am despărțit, cu toate că nu erau foarte mici, dar când eu m-am dus lângă el la boală și când eu mă sculam în fiecare zi la 7 dimineața și mergeam cu dânsul la tratamente, când Crăciun, Paște și toate aceste sărbători se petreceau numai între noi, fără cuvinte am arătat și lumii și copiilor mei mai mult, asta mi-a părut bine, ce înseamnă adevărată dragoste. Dar dragostea cred că nu este nici hârtiile pe care le faci, nici vorbele care se spun, și tot ce am făcut pentru ei, pentru părinți, pentru Costas, este în mine și ei sunt în mine, îmi trăiesc în sufletul meu. Urmează noi apariții, Marina Crilovici, la Opera Națională București sau la alte opere celebre din lume? Eu aș dori foarte mult să mă reîntorc aici la Opera din București, mai ales aș dori foarte mult să susțin masterclass-uri, mi-au arătat multă dragoste tinerii. V-am spus că de câteva luni sunt și pe Facebook, un lucru pe care îl condamnam cu mare vehemență. Am reușit și fata mea mi-a făcut o foaie de asta de Facebook și de atunci sunt foarte solicitată, cred că am cele mai multe like-uri.
acasă pentru Marina Krilovici? București, Atena? Unde simțiți mai degrabă căldura familiei, căldura poporului, în Grecia sau în România? E, n-am să vă mint, trăiesc de mult timp în Grecia, mai ales fiind și jumate grecoaică, am fost primită cu foarte, foarte mare dragoste și nu regret niciun moment că m-am dus la acea țară care are ceva, are ceva deosebit. Țara aceea are un farmec care acolo te simți altfel. Poate acropoli, poate antichitatea, nu știu ce exact, ne dă un iz de fericire, de ceva suprem. Aici mă simt, adică aici este totul, nu este numai o cameră, sau aici România e toată, mă simt că sunt acasă, cum să vă spun, e cu totul acela. Acolo, e acești 250 de metri pătrați, când ies din casă, poate că România e mai acasă. Dar casă-casă este cea din Atena. Pe final, aș vrea să transmiteți un mesaj publicului dumneavoastră, cel care v-a iubit în ultimii ani, de la lansare și până astăzi, unii dintre ei. Nu pot să le transmit decât că le mulțumesc foarte mult, le mulțumesc dacă mă urmăresc, le mulțumesc pentru dragostea care mi-o arată, îi iubesc la fel de mult, le doresc libertate, fraternitate, dragoste. Aceasta a fost ediția din această săptămână a emisiunii Red Carpet. În speranța că ne-ați fost alături în ultima oră, vă dăm întâlnire și vinerea viitoare de la aceeași oră 23. Sunt Alex Mironescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare alături de programele The Money Channel.